indiferent dacă sunt geograf sau nu, jurul a decis câștigătorii. Pentru secțiunea fotoreportaj, mulțumesc, locul întâi este dat domnului Ionescu Cosmin Nicușor, cu tema Satul Românesc de Muncă. Mulțumesc foarte mult. Sunt de profesie arhitect și ceea ce am încercat să surprind în imaginile din fotoreportaj este o lume care încet, încet piere. Vreau să vă spun că am vizitat Șirne acum vreo 15 ani la îndemnul unui coleg de facultate și m-am întors anul acesta acolo. Din păcate am fost surprins să aflu că avântul imobiliar și boom-ul care a trecut peste România a lăsat urme adânci și în această zonă. Încet, încet pierdem și aceste lucruri care erau încă conservate bine în zona Piatra Craiului. În locul 2, Nică Laurențiu Nicușor, focurile din Joia Mare de la Salcia. Mulțumesc foarte mult pentru acest premiu. Sincer, e primul premiu serios câștigat pe domeniul ăsta în fotojurnalism. Sunt ca formare fotograf de presă, fotojurnalist și mă bucur că încă continuă fotogeografica, concurs care m-a pasionat de când eram mai mic, eu fiind absolvent al Facultății de Geografie din Craiova. Locul 3. Jorsa Călin Nicolae, Călușarul. Acum secțiunea artistică. Locul întâi, Ionuț Crenciuc, Vânare de Vânt. Mulțumesc tare mult jurului, publicului care este prezent aici. E un premiu care mă motivează foarte mult în viitor. Sper să dau tot ce e mai bun de la mine, chiar 110%, cum spun sportivii. Locul 2, Dorin Bofan, Valuri Înghețate. Locul 3, Ana Moiceanu, Apus Înretezat. Și premiul special, din nou Dorin Bofan, cu lucrarea Microspațiuri. Reprezentant, că el e la Târgu Mureș. Exact, e la Târgu Mureș și se gândește cum ar fi fost să fie aici. Dacă ar fi să transmită un mesaj, cred că ar vorbi despre frumusețea lucrurilor simple, despre autenticitate și s-ar fi bucurat mult să vă vadă, să mulțumească organizatorilor, să îi felicite pe ceilalți câștigători și să îndrume și pe cei noi sau pe cei care încă n-au avut contact cu fotografia să încerce, să își cunoască spiritul creator, cred. Da. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum ce au câștigat. Ne descurcăm ca și la edițiile trecute, cu resursele proprii. Toți câștigătorii fotogeografica vor intra în programul Național de Redescoperire a Valorilor Patrimoniului Natural și Cultural, sub denumirea România Studentur. Anul acesta vom continua seria de deplasări în țară și vom avea de efectuat incursiuni în Banat. Deci în perioada 23-26 mai, toți câștigătorii fotogeografica vor fi incluși în acest program.